Bine ne-am revăzut, sunt Indira Crasnea. La Umbrela Strategică Focus invitat este de la Bruxelles domnul Mihnea Moto, consilier principal IDEA, este think tank-ul intern al Comisiei Europene. Înțelepții care sunt pe lângă președintele Comisiei Europene, într-un limbaj, să spunem, metaforic adecvat. Domnul Motoc este și fost ministru al apărării. Bine ați venit! Mă bucur mult să vă revăd în formă chiar mai bună decât înainte de pandemie și vă mulțumesc pentru invitație. După un an de zile îmi creează o reală plăcere. Domnule Motoc, iată pandemia. Un an de zile, 16 luni, chiar 14 luni, depinde cum o vedem și cum o simțim. În ce fel acest lung episod a influențat prioritățile a ceea ce noi numim apărarea europeană? Putem vorbi de reconsiderări majore sau de felul în care apărarea europeană este definită? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să fac o necesară precizare din capul locului, ca de obicei nu exprim aici decât opinii personale care nu reflectă necesarmente pozițiile oficiale ale Comisiei Europene, dar vă pot asigura că mă îndepărtez rareori de la ele. Aș vrea să încep prin a face o observație. Impresia mea în mai multe rânduri a fost că pentru unii pare că în timpul pandemiei au descoperit noi evoluții geopolitice, cum ar fi resurgența rivalității de mare putere, ori dinamici politice și sociale precum accentuarea polarizării. În aproape toate cazurile, de fapt, este vorba de evoluții prepandemice, care sunt doar puse în lumină, ori amplificate de aceasta. De aceea ne raportăm la pandemie, între altele, și ca la un multiplier al unor fenomene preexistente. La fel, ca să vă răspund la întrebare, nu cred că e nevoie de substanțiale ajustări de priorități în ceea ce privește apărarea europeană. Aș vrea să subliniez faptul că Fondul de Apărare Europeană finanța deja o serie de proiecte relevante pentru situații precum cele generate de coronavirus. De pildă, exista și este în derulare un proiect pe CBRN, protecție împotriva agresiunilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, un proiect pe mobilitatea forțelor, foarte multe dedicate inteligenței artificiale cu aplicabilitate într-un asemenea tip de situații critice și, probabil mai presus de toate, mobilitatea militară. De ce reținem aici mobilitatea militară? Pentru că acest proiect emblematic, care originar se adresează transferului rapid peste frontiere al personalului și echipamentului militar, putem foarte bine concepe utilizarea acestui mecanism pentru transportul rapid al personalului medical, al pacienților și al echipamentului necesar peste frontiere. Este foarte clar că ne raportăm la o ipoteză extrem de realistă, cred că limitată a și fost cazul în mai multe rânduri. La fel, în cadrul PESCO există un proiect care mi se pare relevant pentru discuția noastră. Este un proiect coordonat de Germania care vizează instituirea, înființarea unui comandament medical european, deci un loc unde ar putea fi stocate echipamente și materiale medicale de critică importanță în asemenea împrejurări. Dacă ar fi să ne raportăm la o implicație preocupantă, cu adevărat preocupantă, este partea de finanțare, evident. În ce fel va fi afectată finanțarea apărării? Și aici aș spune din capul locului că e important să înregistrăm reduceri majore în bugetele de apărare, de genul celor pe care le-am
care s-au înregistrat în timpul crizei financiare din 2008, atunci a fost nevoie de să treacă foarte mult timp și să se producă un set de circumstanțe excepționale, anume în 2014, când practic a fost o confluență de amenințări convenționale, ocuparea ilegală a Crimeei și întâmplări neconvenționale de securitate, intensificarea atacurilor teroriste cyber. Deci a fost nevoie de 6 ani și de aceste circumstanțe excepționale pentru a începe redresarea celor bugete. Eu cred că acum trebuie să încercăm să evităm să cădem în capcana tradițională arme versus unt, nu numai pentru că cele două nu sunt fungibile, nu sunt comparabile, ci și pentru că dacă am face-o, cred că ne-am expune unor consecințe strategice majore. În primul rând, ceilalți actori globali vor continua să investească, continuă să investească masiv în apărare, ceea ce nu ar face decât să crească decalajul în detrimentul nostru. În al doilea rând, nu este deloc clar ce tip de amenințări, cu ce tip de amenințări de securitate ne vom confrunta odată ce vom depăși și această pandemie, și atunci se pune întrebarea de ce ne-am privat de o serie de capabilități strategice pe care le-am găsit atât de utile în timpul pandemiei. Realist vorbind, mi se pare greu de imaginat că bugetele de apărare, bugetele naționale de apărare nu vor fi afectate, chiar dacă asistăm în prezent la o revizuire a proiecțiilor economice, în sensul că la nivel global contracția va fi mai mică decât se aștepta. Dar totuși este, cum spuneam, greu de crezut că nu vor fi ajustări, cel puțin la nivelul alocărilor pentru apărare, și de aceea un alt motiv pentru care cred că e important să continuăm să investim și în special în apărarea europeană, să menținem cel puțin la nivelul actual Fondul European de Apărare, este acela că el ar putea compensa printr-o cheltuială inteligentă, ar putea compensa unele din efectele negative la nivelul bugetelor naționale. Eu aș zice, dacă îmi permiteți, da, că o lecție majoră a pandemiei este aceea că trebuie să ne obișnim cu ideea de recurență și de ciclicitate a unor asemenea crize, deci ele nu sunt simple ipoteze. Și odată ce am acceptat această idee și nu mai încercăm cu tot din adinsul să evităm crizele, trebuie să ne concentrăm pe cum le gestionăm. Ori aceasta cere cultivarea unui nivel de reziliență superior. Mă bucur sub acest aspect că Bucureștiul a avut ideea și găzduiește Centrul Euroatlantic de reziliență sau pentru reziliență. Iar apărarea europeană este foarte bine echipată pentru a contribui la aceasta, o face deja, dar ca partea unui efort mai amplu, pentru că reziliența e o chestiune care ține nu numai de abordarea whole of the government, dar chiar whole of society, nu se poate concepe altfel, și ca atare este prin excelență un domeniu de cooperare și de complementaritate între acțiunea Uniunii Europene și a NATO. Și mă bucur că din capul locului centrul de la București este așezat pe o paradigmă sinergetică între cele două organizații. Este deschisă ca toate centrele moderne înființate în ultima vreme, deschisă atât spre UE cât și spre NATO. Procesul de revizuire strategică a cooperării structurate permanente, PESCO, iată, apărarea europeană pentru publicul cunoscător sau mai puțin cunoscător, deocamdată pare așa să se reducă la niște acronime. Deci, acest proces de revizuire strategică a PESCO a încheiat etapa de implementare. Acum vorbim de stimulare, consolidare, eficientizare. Va fi o etapă care va dura între 2021 și 2025. Care este cea mai cu învățăminte concluzie a primei etape de viață a PESCO? Da, sper să am ocazia în restul dezbaterii să îmblânzesc conceptul de apărare europeană dincolo de proliferarea acronimelor din sfera sa.
În ce privește revizuirea strategică a PESCO, nu aș dori să reiau constatările făcute. Aș spune doar că interesul, în primul rând că interesul manifestat pentru proiecte și pentru procesul ca atare al PESCO de către statele participante, adică majoritatea țărilor UE, este în mod categoric apreciabil. Proiectele se află în stadii, nu s-a încheiat implementarea, proiectele se află în stadii foarte diferite sub acest aspect și ele, pe de altă parte, reflectă în grade diferite prioritățile strategice pe care statele participante le-au formulat la lansarea PESCO. Deci, personal, cred că pentru etapa viitoare e nevoie în continuare de concentrarea pe implementare și aici, după cum știți, Fondul European de Apărare gestionat de Comisie poate contribui și ar putea în etapa următoare să contribuie mai mult, odată lubrefiate mecanismele de interacțiune între cele două procese. Ar fi nevoie de o preocupare continuă pentru aducerea setului de proiecte ce vor fi propuse în continuare cât mai aproape de acele intenții strategice originare de care vorbeam și de păstrarea în atenție a ansamblului, nu numai a câtorva dintre angajamentele subscrise de statele participante, angajamente care nu se rezumă doar la generarea de capabilități. Majoritatea proiectelor de până acum despre asta, asupra acestui lucru se concentrează, anume capabilități, dar există o dimensiune numai puțin importantă, dimensiunea operațională. Deci misiunile la care suntem pregătiți să ne angajăm, misiunile pentru care folosim aceste capabilități. Capabilitățile nu se generează ca un scop în sine, ci pentru a deservi un anumit tip de misiuni. Odată ce ne lămurim sub aspectul acesta la ce dorim să ne angajăm, vom avea o idee mai, chiar și mai clară asupra capabilităților de care avem nevoie. Vorbind așa într-un context mai larg, actuala arhitectură pentru apărarea Uniunii Europene, bazată pe PESCO, EDF, CARD, credeți că este o bază solidă pentru dezvoltări viitoare de succes? Da, să încerc să mă exprim cât mai accesibil și să evit acronimele. Da, cred că este o triada pe care ați amintit-o, este o bază solidă pentru o apărare europeană suficient de articulată, de închegată pentru a alcătui ceea ce mai mulți lideri au avut în vedere de la începutul procesului, anume o Uniune Europeană a Apărării. Conceptul nu aș vrea să genereze confuzii, nu este niciun caz vorba despre o apărare europeană, suntem la zeci, sute de ani de o asemenea perspectivă. În orice caz, nu aceasta este intenția. Uniunea Europeană a Apărării este un concept care ar integra mai multe elemente dincolo de ce avem acum și anume piesele pe care le-ați menționat. Deci e vorba de un cadru politic, PESCO, e vorba de o prioritizare a deficitelor de capabilități care se realizează prin CARD, care este un proces de revizuire anuală a apărării, un fel de planificare, o planificare a apărării în stadiu incipient. Aceasta se realizează în corelare cu planificarea apărării din cadrul NATO, ceea ce îi conferă realism și precizie. Iar ambele sunt susținute și sunt integrate cu Fondul European de Apărare, de care am făcut vorbire, fond european care este gestionat de Comisie. Deci, aceasta ar fi o bază solidă, sunt elementele, după părerea mea, indispensabile pentru lansarea unui efort credibil de apărare europeană. Nu este prima oară în istoria integrării europene că se încearcă acest lucru, este prima oară când se încearcă într-un alt fel și deja sunt bani, în primul rând, e prima oară când sunt bani europeni pentru așa ceva. Și sunt proiecte și deja câteva rezultate. Să fim bineînțeles, ceea ce se finanțează este, de fapt, sunt proiecte de colaborare în ce privește partea de cercetare-dezvoltare militară. Nu se finanțează
achizițiile comune, de pildă, de sisteme de apărare. Vom avea o imagine mai clară asupra obiectivelor urmărite în momentul în care strategia globală a Uniunii Europene din 2016 va fi completată de compasul strategic, o inițiativă germană care probabil va fi adoptat în timpul președinției franceze de anul viitor. Acest compas ar trebui, în mod normal, să calibreze chiar mai bine care sunt prioritățile finanțabile în cadrul apărării europene. Deocamdată știm că mai avem încă multe de făcut până să atingem nivelul a ceea ce s-a numit Helsinki Headline Goal, un obiectiv care ne reamintim cu greu că a trecut destul de mult timp, dar ne reamintim că presupuneam capacitatea europeană de a mobiliza 60.000 de trupe până în 3 luni și de a le susține în teatru timp de un an. Au trecut 22 de ani de când obiectivul a fost creionat și vreo 19 de când a fost adoptat formal. Mai avem de făcut pași importanți pentru a ajunge la un centru european de comandă și control care să poată să gestioneze întreg ansamblul de misiuni și operațiuni UE. Avem multe de făcut în direcția, dar sunt pași întreprinși în direcția coagulării unei culturi strategice mai armonizate, aș spune mai asertive la nivel european. Și mai avem să ne asigurăm că putem mobiliza voința politică necesară susținerii angajării la nivel european în combaterea amenințărilor de securitate care ne confruntă și respectiv că vom putea să accelerăm și să fluidizăm mecanismele noastre de luare a deciziilor în aceste domenii care, fiind încă dominate de regula unanimității, necesită timp de care nu dispui în situațiile critice cu care ne-am confruntat și cu care, cu certitudine, din păcate, ne vom mai confrunta. Deci cred că sunt multe lucruri de făcut până să vorbim cu încredere de o apărare europeană, dar baza de plecare este instituită. Dacă voința politică ce a acompaniat punerea acestor temelii va rămâne nealterată, în mod normal, încercarea de a contura o apărare europeană credibilă va da roade. Acum, ducându-ne într-o zonă foarte concretă de business, cu care am făcut și o mică atingere, proiectele europene comune, industria de apărare, Eurodron, Eurocopter Tiger, blindat european. După cum ați remarcat în subsidiar, ele sunt într-o fază incipientă. Totuși, sfârșitul pandemiei va însemna relansarea lor? Da, sunt într-o fază incipientă, dar nu aș vedea lucrurile legate de ele în termen de relansare post-pandemie, pentru că pandemia nu a fost deloc, nu a sincopat deloc, de pildă, procesul Fondului European de Apărare. Derularea sa depindea în continuare doar de adoptarea bugetului multianual, ceea ce s-a realizat, e adevărat, pe ultima sută de metri, e adevărat, cu o alocare mai mică decât s-a propus de către Comisie, dar suficient de semnificativă. În actuala proiecție putem conta pentru prima dată în istorie, pe un miliard de euro anual de la bugetul european pentru finanțarea cercetării și dezvoltării militare, ceea ce nu este neglijabil. Dar acest lucru era singurul element care ar fi putut să fragmenteze avansarea procesului început înainte de pandemie. Deci el a continuat. Proiectele la care v-ați referit în mod foarte just ca fiind emblematice pentru ceea ce ne-am propus, pentru însă și ideea de apărare europeană, în realitate nu au pornit de la zero. Ele, majoritatea cel puțin, aveau la bază colaborări deja antamate între două sau trei sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Deci nici ele nu le văd ca fiind afectate de pandemie. Iar dacă ele figurează în card, în procesul de identificare a capabilităților, atunci cu necesitate va exista o coerență în ce le privește, atât cu PESCO, cât și mai ales cu Fondul European de Apărare. Dacă îmi dați voie să mă exprim așa, fără ezitare, de altfel, pandemia nu a abolit nici geopolitica, nici conflictele, nici într-un plan mai general amenințările de securitate, deci nici noi nu putem să ne oprim în a ne constitui apărările și răspunsurile, contracarările necesare. Ce ne va arăta busola strategică sau compasul strategic după ce va fi finalizată construirea sa? Ne va arăta inclusiv realitatea la care făceați referire la începutul interviului, cum că o criză de felul celei provocată de pandemie este ciclică? Da, bun. Compasul strategic în esență va identifica cu precizie ce considerăm noi europenii ca fiind amenințările de securitate comune. Pe această bază, misiunile pe care putem să ni le asumăm pentru a le contracara și respectiv capabilitățile militare ce sunt necesare în acest sens. La ora actuală, evident, niciun document programatic, fie în sfera politicii externe, ori a celei de securitate, precum compasul strategic, nu poate să ignore, nu poate să nu reflecte această funcție recurentă a crizelor. Că vorbim de alte pandemii sau că vorbim de crize în afara domeniului sănătății publice. Deci aici nu cred că e nevoie de exercitarea unei funcții de anticipare strategică deosebit de sofisticată, pentru că pandemia nu este propriu-zis o lebădă neagră. Pandemia de COVID-19, în opinia mea, a surprins doar prin intensitate, prin gradare și prin cuprindere. Deci cred că este prima pandemie cu adevărat globală. Mă rog, e o tautologie aceasta. Prima pandemie care se materializează cum este ea definită, respectiv cuprinde realmente întreg globul. Am mai avut provocări similare, dar în general au fost de aplicație regională, au fost temporare, nu comparabile cu nenorocirea la care asistăm de mai bine de un an. În al doilea rând, e vorba de virulența ei, care a întrecut orice am văzut până acum. Dar în afară de aceasta nu este vorba de o împrejurare imprevizibilă. Era anticipată, figura în planul de în tablou de riscuri atât la nivel guvernamental cât și neguvernamental, de altfel au fost destul de multe voci care au prezis iminența izbucnirii unei asemenea crize și necesitatea de a investi serios în pregătirea pentru ea. De acum eu cred și sper că una dintre lecțiile durabile care să fie desprinse din pandemie să fie tocmai această idee că nu trebuie să ne propunem să nici să avem noroc să nu fim loviți de crize, nici să le evităm, ci să le absorbim, să le îmbrățișăm, cum se spune, și să putem, pe baza unei pregătiri mai adecvate, să putem să le gestionăm cât mai bine. O îmbrățișoare cam periculoasă. De asta trebuie să fim și bine pregătiți. Noul normal, estimată doamnă. Domnule Motoc, dumneavoastră sunteți diplomat de carieră, ați fost și ministru al apărării, deci putem să spunem că și diplomat, dar și războinic prin prisma acestei funcții. Din această perspectivă, noul conflict sau un conflict Rusia-Ucraina, că
Asta trăim, vedem zilele astea, o încordare. Nu e prima. Poate fi dezamorsat pe cale politico-diplomatică sau vom asista în continuare la concentrări de trupe, exerciții care, de care mai spectaculoase, tot felul de manevre de descurajare, de intimidare, depinde de care parte a paharului privim. Da, vă mulțumesc și pentru întrebare și pentru felul în care ați formulat-o în privința celor două profesii, celor două posturi, diplomatică și militară. Părerea mea e că ele se întreprind la modul ideal, se întrepătrund, iertați-mă, la modul ideal se întrepătrund și nu sunt nici paralele, nici divergente. Vă rog iarăși să-mi îngăduiți să mă pronunț în chestiunea aceasta cu un anumit grad de generalitate și chiar de prudență, întrucât în momentul de față nu este un domeniu de responsabilitate directă pentru mine. Aș nota că, așa cum ați amintit, Ucraina se confruntă deja cu un conflict pe teritoriul său de 7 ani de zile. De asemenea, există deja un proces politico-diplomatic în curs, un proces început la puțin timp de la izbucnirea ostilităților, procesul Normandia, care regrupează Franța, Germania, Ucraina și Rusia. Sigur că putem discuta despre eficiența acestuia de până acum, însă părerea mea este că atât obținerea unor progrese în cadrul formatului Normandia, cât și dezamorsarea, ipoteza dumneavoastră, dezamorsarea unei eventuale noi agresiuni asupra Ucrainei sau unei confruntări între cele două țări, ar putea fi înlesnite de o foarte posibilă, foarte probabilă și în orice caz necesară implicare serioasă a Statelor Unite alături de angajamentul subscris deja de europeni și ar putea fi facilitată de utilizarea ansamblului de instrumente de care dispune Uniunea Europeană în raporturile cu cele două țări. Raport cu Rusia, de pildă, dialogul pe dosare tematice și regionale de interes comun este prevăzut ca unul din cele 5 principii aplicabile abordării relațiilor cu Rusia de la ocuparea ilegală a Crimeei. Deci este un domeniu în care acțiunea diplomatică poate fi concepută. Deci, ca să trag o concluzie cu toată prudența de care sunt capabil, dezamorsarea unei intervenții fățișe, ori a unei ciocniri frontale, este și obligatorie și posibil. La ora, ziua la care vorbim, la București, este o criză guvernamentală, așa pare. Pare, este dincolo de acest episod care se va încheia într-un fel sau altul. Dumneavoastră, cum apreciați, probabil cunoașteți, contribuția Ministerului Apărării la gestionarea pandemiei pe plan național? Da, în primul rând, sunt convins că se va încheia repede și că unitatea coaliției de guvernare va fi păstrată, nu cred că se pune problema unei alternative la această evoluție în circumstanțele pe care le cunoaștem. În al doilea rând, da, am urmărit îndeaproape și cu satisfacție maniera în care Forțele Armate Române, Ministerul Apărării, s-au implicat în această perioadă, deci nu sunt deloc surprins că au fost la înălțime. Același lucru l-am văzut și în, cel puțin la începutul pandemiei, în aproape toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, anume implicarea forțelor militare în susținerea eforturilor autorităților civile de a preveni răspândirea virusului. La noi se observă că în prezent logistica militară are un aport decisiv în derularea campaniei de vaccinare de o manieră eficientă.
Ceea ce găsesc este remarcabil dincolo de acest lucru este faptul că pe tot timpul pandemiei, deci în toată durata aceasta în care armatei au revenit niște misiuni noi, solicitante, a reușit, din câte sunt informat, să-și mențină intact nivelul operațional, nivelul de pregătire și să îndeplinească toate sarcinile ce îi revin din asigurarea posturii agreate la nivelul NATO pentru descurajare și apărare în sud-estul flancului estic, adică să confirme, practic, că este un aliat de nădejde. Am înregistrat foarte multă apreciere pentru acest lucru. Evident că efectul este și nu numai în România, și în alte țări europene am avut ocazia de a mă informa cu privire la acest lucru. Deci toate acestea au contribuit la consolidarea legitimității publice deja foarte, foarte ridicate a armatei. Și în alte țări europene, ierarhia încrederii în instituțiile publice seamănă cu cea de la noi. Este cazul, fără excepție, în acele state membre, cel puțin în acele state membre care se găsesc la frontiera estică. Și nu cred că este nevoie să explic care sunt rațiunile pentru aceasta. Acum însă problema care se pune și ce anume se discute este cum reluăm asigurarea exclusiv civilă a funcțiilor la îndeplinirea cărora a contribuit în pandemie și factorul militar. Deci în afară de sprijinirea eforturilor propriu-zise antipandemie, în unele țări europene, forțele armate au derulat funcții de asigurare a ordinii publice, iar în altele s-au implicat în soluționarea problemelor la frontiere. La noi acest lucru nu este posibil. Deci, părerea mea este că, pe de o parte, cadrul constituțional și legal, tradițiile diferă între statele Uniunii Europene, dar ceea ce avem în România sub acest punct de vedere, deci din punctul de vedere legal, al tradițiilor, al contextului istoric în care se exprimă factorul militar, cred că este foarte bine că armata nu intervine în sprijinul autorităților civile pentru sarcini ce le revin acestora, ca regulă. O face doar la cererea expresă a acestora, în mod excepțional și punctual. În caz contrar, cred că ar interveni alterări ale sensului misiunii sale, de profesionalizare și chiar cred posibil demoralizare. De aceea eu nu cred că putem considera decât normal ca odată cu stingerea pandemiei funcțiunile civile să fie gestionate exclusiv de autoritățile civile, cu mențiunea suplimentară poate că modul în care armata s-a achitat de astfel de obligații în pandemie ar putea fi emulat și de unii echivalenți civile. Adică ideea ar fi de preluare a experiențelor, a reușitelor din eforturile derulate de armată, cel puțin în primele etape ale pandemiei. Se pot prelua modele de organizare, tipuri de intervenție. Cred că sursele de inspirație nu ar fi puține. Ultima întrebare. Cum vedeți locul și rolul României în arhitectura de apărare și securitate a Uniunii Europene la momentul 2021? Bun, cred că am putea face o discuție dedicată, separată pe tema aceasta. Un rol foarte important, având în vedere ponderea sa, având în vedere situarea sa geografică la frontiera estică, la Marea Neagră, un spațiu de intersectare evidentă a multor curenți geopolitici și o țară cu tradiție militară incontestabilă. Vorbeam la începutul discuției despre necesitatea de a construi o cultură strategică mai
mai armonizată, în care ne punem de acord într-o măsură mai mare asupra amenințărilor, indiferent de unde provin ele, și încercăm să generăm reflexul de a interveni pentru a preveni escaladarea acestor amenințări, pentru a preveni scenariul în care ele ne afectează în mod direct. Aceasta înseamnă că niciunei țări din Uniunea Europeană nu ar trebui să-i fie indiferent amenințări de securitate pe care nu le resimte nemijlocit, nu le resimte imediat, dar care afectează până la urmă interesele tuturor. Ca să fiu un pic mai concret, nu cred că nouă în centru și estul Europei ne este indiferent ce se întâmplă în vecinătatea sudică, la frontiera sudică a Uniunii Europene, pentru că de acolo pot proveni, în măsura în care nu le gestionăm, pot proveni fluxuri de terorism, pot proveni presiuni migratorii. Iar eu cred că, și aici revin la întrebarea dumneavoastră, la ipoteza dumneavoastră, eu cred că România are un rol foarte important de jucat, inclusiv pentru că ea a abordat întotdeauna echilibrat paleta de amenințări de securitate și a fost, dacă pot să mă exprim așa, generoasă în abordarea sa europeană. Deci a pledat insistent pentru a fi înțelese, asimilate mizele strategice de la Marea Neagră, încă puțin cunoscute, și eu mi-am adus contribuția la punerea în cea mai mare măsură a posibilului pe masa de reflecție europeană a problematicii Mării Negre, repet, încă puțin cunoscute, și am avut câteva realizări, țări din Sud care au venit și s-au implicat în premieră în dispozitivele multinaționale pe care le-am constituit aici. Dar în același timp România nu a spus aproape niciodată nu, decât atunci când nu a avut capacități de a oferi ceva misiunilor în Sud, în Africa subsahariană, realizând foarte bine că faptul că nu suntem în proximitatea acelor surse de pericol nu înseamnă că suntem la adăpostul lor și deci că trebuie să ne aducem contribuția la rândul nostru. Ne-am așteptat întotdeauna, evident, la o atitudine similară și la o preluare a responsabilităților în egală măsură și din partea partenerilor noștri pe care i-am sprijinit atunci când a fost cazul, și cred că lucrurile se ameliorează din acest punct de vedere. Sub un aspect mai concret, sau un palier mai concret al întrebării dumneavoastră, în ce privește procesul propriu-zis al apărării europene, proiectele care pot fi dezvoltate, România a făcut o serie de propuneri. Părerea mea e că, dincolo de colaborările cu alte țări membre UE în ce privește, să zic așa, activitatea industriei tradiționale de apărare, industria mare de apărare, perspective promițătoare au IMM-urile, preocupări în domeniu, și centrele de cercetare, centre academice din domeniul acesta. În ce privește IMM-urile, mă refer cu deosebire la cele din domeniul IT, care pot veni cu soluții interesante în cadrul unor proiecte multinaționale de dezvoltare de capabilități militare. Avem capacitate în acest domeniu, aceste companii sunt foarte agile și de aceea s-au mișcat destul de rapid pentru a accesa tipul de proiecte finanțat de Fondul de Apărare Europeană. Mai este mult de făcut, însă România este așteptată să arate că e posibilă cooperarea eficientă și desprinderea beneficiilor care decurg de aici la nivel european. Domnule Motoc, iată un mesaj optimist pe final. Vă mulțumesc, vă mai așteptăm. Cu mare drag, optimismul e în job description-ul meu, nu-l voi abandona ușor. Vă mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere, vă mulțumesc mult de tot. Să auzim numai de bine. Multă sănătate.